S-a hotărât. Trebuie sâmbătă să țiu la SPMDR o conferință în ședință plenară. Imposibil să scap. Am apucat într-un moment de slăbiciune să promit junii mele amice din tinerețe, Madame Parigoridi. Este pentru mine o chestiune de conștiință. Eu țiu la Madame Parigoridi, fiindcă și dumneiei ține la mine. De atâta vreme suntem buni prieteni și niciun nor n-a venit să întunece. În sfârșit, ce să mai vorbim? Îmi zice nene Iancule, asta ce-i drept nu-mi prea place. Când eram sufler la teatru, damele aveau obiceiul să-mi zică Iancule, ba unele chiar, mă, Iancule, niciun respect. Apoi au mai trecut așa cam 20 de ani, îmi ziceau, domnule Iancule. Când am ajuns director, îmi ziceau, stimate domnule director. Acu din nene Iancule nu vor să mă mai scoată. De la mă de odinioară am ajuns acu la nene. Prietenii îmi zic cu respect, cu respect, nene. Nu ți-o atât la respectul prietenilor, însă trebuie să ne mulțumim și cu atât. Cu respect, tot e bine. Dar să lăsăm astea. Ce fac eu cu Madame Parigoridi? Azi e joi, poi mâine sâmbătă, trebuie să mă înființez la SPMDR la 2:30 după amiază pentru conferință. O să mă întrebați însă ce însemnează SPMDR. SPMDR însemnează Societatea Protectoare a Muzelor Daco-Romane. Amica mea, Madame Parigoridi, este vicepreședintă la SPMDR. Dar la drept vorbind, este chiar prezidentă, fiindcă titulara, venerabila Madame Trahanache, trăiește mai mult la Paris. Și afară de asta este, cum zice vicepreședinta, ramolistă. Și dacă Madame Parigoridi nu s-ar ocupa de toate, s-ar duce dracului SP. Și dacă s-ar duce SP, ce s-ar face MDR? 2 săptămâni de când afișe, gazete, scrisori, persoane, anunță mereu că eu am să țin la SPMDR o conferință, ce este arta, iar eu parcă trăiesc pe sub pământ. Parcă aș fi sigur că înainte de ziua de poimâine se întâmplă sfârșitul lumii. Dar îmi vin deodată în fire. Azi e joi, mai am numai 2 nopți de dormit și înainte de a treia trebuie să mă execut. Trebuie. Noaptea de joi spre vineri o petrec rău. Simt că am friguri. Vineri umblu de colo până încolo fără să știu încotro. Nu pot mânca, am pulsul neregulat, mă înconvoie o frică neînțeleasă. Vineri noaptea spre sâmbătă nu pot închide ochii. La 4 despre ziua, sar din pat în culmea iritațiunii. Care? Care este cel mai puțin dureros și cel mai expeditiv mod de sinucidere? Să vedem! Nu! Pentru nimic în lume nu vreau să zică Madame Parigoridi că Nenso Iancu a fost un laș. Sunt 6 ceasuri dimineața. În sfârșit, Aurora, cu degetele ei de roză, a deschis porțile Orientului. Mă îmbrac și plec de grabă către prăvăria meșterului meu, domnul Florian, care mi-a promis că astăzi, negreșit, îmi dă gata ghetele de lac pentru conferință. Aerul dimineții îmi face bine. Iar un afiș, ce este arta? Intru repede la domnul Florian, care a deschis prăvălia înainte ca Aurora, cu degetele ei de roză, etc. Ghetele sunt gata și îmi vin de minune, foarte potrivite. Cât mă strânge dreapta, mi-e largă în stânga, dar elegante. Frumos meșteșug este meșteșugul dumitale, nene Florin. Este, nu pot pentru ca să zic, dar greu și migălos. Ei, care meșteșug nu e greu și migălos, zic eu, și cere multe. Știi, dumneata, domnule, câte și mai câte trebuiesc ca să ajungem la o pereche de ghete elegante? Mi-chipui. Ne trebuiesc o cireadă de boi și de viței, o pădure de stejar și una de plută, un pogon de cânepă și altul de in, un lan de grâu, o mină de fier și câte alte. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? Nu ne trebuiesc ca la poade, tălpi, față, căptușală, ață, pap, cuie, scule. Și pe urmă, ce ne mai trebuie să vedem, ghicești? Am stat puțin la gânduri și apoi privind în ochii amicului Florian, care aștepta zâmbind răspunsul meu, am zis, pe urmă, firește, ne mai trebuiesc mintea și puterea care din toate cele risipite în lume să ne pregătească materialele. Și pe urmă, ne trebuie neapărat meșterul cismar, care din toate cu dibăcie să ne facă o pereche de ghete elegante. Și zicând acestea, am sărit din loc, l-am luat în brațe pe amicul meu și, sărutându-l cu multă căldură, i-am strigat, meștere Floriene, să trăiești, ești mântuitorul meu, am conferința. Foarte calm, la 2 după amiază, mă înființez la SPMDR. Acolo, damele din comitet cu vicepreședinta în frunte, mă primesc foarte amabil. Sala este arhiplină. Mă sui la tribună.
Madame Parigoriti, din rândul întâi, îmi face un semn grațios cu mânușa, adică suntem gata să te ascultăm, poftim, Dinianule. Începe. Doamnele mele, zic eu, iertați-mă dacă îndrăznesc în fața unui auditoriu atât de select să încerc, în marginile slabelor mele puteri, a răspunde la una din cele mai grele chestiuni pe care de atâtea secole și-o pune spiritul uman, și anume, ce este arta? Celebrul discipol al nemuritorului Platon, Aristotelov, supranumit prințul filozofilor, s-a întâlnit odată cu un tânăr zevzec, dintre aceia care disprețuiesc învățăturile înalte și caută totdeauna să-și bate joc de oameni serioși și luminați. Și așa, tânărul zevzec, vrând să tachineze pe prințul filozofilor, l-a întrebat: spune-mi, ilustre, ce este frumusețea? Iar ilustrul i-a răspuns: amice, asta e o întrebare pe care numai un orb trebuie să o facă. Aplauze furtunoase, ovațiune. Să vedem, dar, preastimate doamne, după această mică introducțiune, la obiectul conferinței noastre și să ne întrebăm ce este arta. Aci, timpul măsurat, nepermițându-mă a reproduce pe larg conferința mea, mă mărginesc ca o da în linii generale. O cireadă de boi și de viței, păscând iarbă. Pădure de stejar, unde raza soarelui nu poate să pătrundă. Un lan de grâu, frumoasă e natura patrii noastre. O recoltă de cânepă, alta de in. Să nu uităm că suntem o țară eminamente agricolă. Aplauze, bravo, bravo! Bravo, bravo! Și munții care ascund comori de fier, dar petrolul, acest cărbune, sirop, dacă putem să zicem. Atunci mi se va spune că industria națională nu trebuie încurajată. Eu nu m-am cheret plus că slat. Adică pe românește atât ne-ar mai trebui. Aplauze zguduitoare. Să luăm un exemplu concret, doamnele mele. Un lucru de care ne lovim la fiecare pas. Să luăm o pereche de ghete de lac, cum sunt ale mele. Mă dau jos de la tribună la rampă și, ridicând unul după altul picioarele, îmi arăt ghetele noi. Râsete, aplauze entuziaste. E bine, preastimatele mele doamne, știți dumneavoastră câte și mai câte trebuiesc, afară de răbdare, spre a ajunge să obținem o pereche de ghete de lac elegante? Căci, orice s-ar zice, e lucru greu și migălos, din de atâtea materii risipite în natură, să ajungem după nevoia și intenția noastră să obținem. Aștept zâmbind ca ovațiile să potolească. În fine, ca să încheiem, doamnele mele, voi răspunde încă o dată scurt la întrebarea noastră: ce este arta? Arta este, cum am putea zice mai bine, este încercarea spiritului omenesc de a satisface o mare nevoie a spiritului omenesc, care are nevoie, pentru a fi satisfăcut, de o satisfacere tot din partea unui spirit, care și acela, în fine, așa mai departe. Mai mult decât atât, nici Aristotel nu crede să fi putut spune. Și cine ar căuta să spună mai mult, desigur, ar spune mofturi. Ca tânărul zevzec, care încerca să înfunde cu o întrebare neroadă pe ilustru filozof. Thank you.
mergem repede după târguieri. Nu face să ne aștepte damele. Eu ca invitat, înțelegi? Lasă-mă un șer, știu eu, e de-abia 6. Salutare, Nemandache! Salutare, Nică! Ce stai așa pe gânduri? Eu pe gânduri? Nu cumva te-a suprimat și pe dumneata? E, aș. Te văd așa, distrat și cam nervos. Nu, frate. Aștept pe nevastă mea și nu mai vine. Am mare nerăbdare să văd dacă a reușit și acum. Dacă reușește și acum, alal să-i fie, că ăla e un ciufut. Cine e ciufut? Nu-l cunoști. Unul de la care vrem să cumpărăm niște case. Cumpărați case? Apropo, de ce nu ne trimiți și nouă pamfletul ăsta? Va fi trimis bucuros. Să-mi dai adresa. Grozav îi place nevestii mi să-l citească. Trimine, Nemandache. Îl vrei pe un an ori pe 6 luni? Cum pe un an ori pe 6 luni? Ei da, abonament. Ce abonament, mon cher? De la prieten să ceri abonament? Ce mare lucru, un număr mai mult ori mai puțin. Cum, Nemandache? Gratis? Se poate? Îmi pare rău. Ce dracu de nu mai vine, frate? Mare nerăbdare am. Azi ar avea să-l traducă și pe ăsta. Bună treabă ar fi. Ce treabă? Nu spusei, frate, este un ciufut bătrân care are o pereche de case depuse la credit pe 10.000 de lei. Și vrea să desfacă de ele, că și-a făcut altele mai mari. Și cere peste credit 7.000. Eu i-am dat 5.000. Nu vrea. Nu vrea. De 10 zile stăm la tocmeală și nu vrea să lase nici 100 de lei. Dar nici eu nu-i dau nici 50 de lei mai mult. E și? E? Și-am trimis-o acum pe nevastă mea. Să vedem, e în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are o diplomație, domnule. Curios sunt să vedem. Dacă-l traduce și pe ăsta. Adică, nene Mandache, cum vine vorba asta, diplomație? E, uite, nene. Este un secret care nu poate să-l aibă oricare. Să uită așa, nu știu cum, și-l aduce pe om cu vorba, și iar se uită, și iar cu vorba, și iar se uită, și... E ceva de speriat, onoarea mea. Dar aici e un caz mai greu. De unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația dumneai, de ce adică n-a reușit și acum? E, bătrânul e ciufut al dracului, nu lasă el 2000 de lei. Zic că-ți lasă 1000, tot e bine. A, pe nu? Și cu e să lase 2. Aici s-o vedem cu diplomația dumneai. Nene Mandache, iartă-mă că te întreb că nu se face, dar știi, atâția bani nu-i decolea. Cum poți să-i dai că de dumneata... Mă înțelegi? Înțeleg. Adică eu le fegiu de unde am bani să cumpăr casă, vrei să zici. Cam așa. Te supe? Aș. Gura lui mi-i slobodă. Dar dacă vrei să știi, iaca. Că n-am de ce să mă ascund. Tot nevastă mea, monșer, are ea o tanti. O tanti? Da. O tanti mai bătrână. Stă bine. Ei, și tanti în sus, tanti în jos. Ei, mai face, îi mai drege. Are grijă de ea, domnule, când o cauți la tanti. Dar n-am ce zice. Ne ajută în schimb. Că are de unde. O iubește foarte mult pe nevastă mea și cum e ea cu diplomația dumneaei, n-are decât să deschidă gura. Înțelegi? Așa... Apoi vezi? Cum face de nu mai vine? S-a dus de la 4. Să știi că nu-l poate traduce. La câteva zi randevu. Imediat ce-o isprăvi. Ori așa, ori așa. Apoi trebuie să ai răbdare, nene Mandache. Dacă e vorba de diplomație, unde trebuie să ai mai multă răbdare decât în diplomație? Numai să reușească? Dacă întârzează, tocmai asta e să-mi semn că sunt speranță să reușească. Apoi nu, că dumneata nu o cunoști. Vezi? La ea nu merge așa gale, merge iute. Nu o cunoști. Să vezi. Zilele trecute. Că tocmai mă întrebaia din aur dacă nu m-a suprimat și pe mine. Zilele trecute mă cheamă directorul nostru și zice: domnule Mandache, cu regret trebuie să te anunț că postul dumitale are să fie suprimat pe ziua de întâi. Cum se poate, domnule director? Am zis eu. Tocmai pe mine, care am servit cu zel și activitate, să mă suprimați? Trebuiesc economii, domnule Mandache. Sunteți în birou 3 șef de masă.
Rămâne un șef la toate mesele și un șef de birou. Și înțelegi bine, dumneata, ca netitrat, că hâr, că mâr, nu se poate și nu se poate. Ce fac eu? Dau fugă acasă și spui nevestii. Aleargă nevasta de grabă, cere audiență la director, la secretarul general, la ministru și cu diplomația dumneei, mă înțelegi? Îi traduce pe toți. A doua zi mă cheamă directorul și zice: domnule Mandache, ai scăpat. Ți s-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Și fiindcă s-au suprimat 3 șefi de birou, rămâi dumneata ca șef în biroul dumitale. Care va să zică și înaintea. Firește, cu leafa respectivă. Ei, ce-ai zis directorului? Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general și domnul ministru. Și nevasta dumitale. Firește, fără diplomația ei, acum merea să dau muștele afară din cișmigiu. Una mică și nimic. Ai venit de mult? De vreo 10 minute. Iei o bere? Ia. Băiete, 2 mari. Dar ce ai, te văd cam... A, prea am chef, sunt obosit. Am stat azi noapte târziu la berărie, la Cosma. Până la ziua. Cu cine? Cu niște amici. Am vorbit foarte mult de tine. Da? Ce-ați vorbit de mine? A, nimic. Pleacuri. Nu știi cum sunt oamenii noștri. Adică cum? Mă vorbeau de rău, mă înjurau? Uite, vezi? Ăsta e cusurul tău. Exagerez. N-ai spus tu? Ce-am spus eu? Nu ți-am spus nimic. Ți-am spus că așa sunt oamenii. Tu vrei numai decât să te laude toată lumea. Teribilă nerăbdare am. Nu mai vine. Trebuie să vine, Nemandache. Și eu nu știu de ce, parcă m-aș prinde că vine cu veste bună, că a reușit. Să te auză Dumnezeu. Ascultă-mă pe mine, reușiți. Dacă reușim, fac cinste. Noroc. Mai ales unul nu te poate suferi. Și ce-i amic. Cine e ăla? Asta, ce-ți pasă? Te-aș lăsa să-l știu. Nu se poate. Parolă de onoare că nu-i cer nicio socoteală. N-am să-l fac niciodată să înțeleg că am aflat ce a spus. Mai întâi, nici nu știi ce a spus. Ce a spus? Așa, ciuperi. Ce a spus? Uite, ăsta e cusurul tău. Ești curios. Bine, frate, firește că... Sunt curios. L-o fi tradus? Mi-ar părea rău să nu-l poată traduce. Nu știi ce cășoară drăguță. Uite-o! Ea este. L-a tradus. Crezi? Ei, l-ai tradus? E, bravo. Cu 2000? Cu? Nu ți-am spus, nene Mandache. Cu cine am onoarea? Dumnealui e cu pamfletul ăla de-ți place ție. Dumneata ești. Da, Coniță. Vă place? Mă nebunesc. Bine, frate, tot spune Mandache că sunteți prieteni. No. De ce nu ne-i trimiți? Zici și tu să ne temeată că pe mine m-a refuzat. Să ne refuze. Se poate? Se poate? Vi-l trimit, doamnă. Nu uiți. Să uit? La duc personal, păcatele mele. Dar ce ai întârziat atâta, frate? E, m-am repezit și la ploitoreasă. Eu acum vă las. Plecați? Dezole, mă namii, dar trebuie să vă părăsesc. Mă așteaptă tanti. Mandache, mănânc la ea să seară, tu culcă, te poate întârziezi. Știi cum e, tanti? Tabiet? Au revoir! Ei, ți-am spus eu că are diplomația ei? Ai văzut cum te-a tradus?
Hai să bem câte o bere la Gambrinus. Lasă, monșer, e târziu, să nu ne aștepte damele. Lasă, monșer, știu, nu o să ne punem la masă de acum. Da, decât iar nu face să mergem tocmai la ora mesii. Lasă, monșer. Nu, nici vorbă, ți-am spus că fac cinste. Băiete, două mici. Da. Nene, dacă să nu uit, dă-mi adresa. Dar mai întâi ce să crezi, că nu mi-ai spus nimic. Mi-ai spus că tu ai susținut că eu sunt deștept. Am susținut, firește. Să nu ne aștepte, damele, întârziem la chip. Lasă, monșer, știu eu, numai câte o bere. Da, decât nu face pentru ca să ne aștepte damele. Uite, Lache! Salve, Lache! Salve, Mache! Salve, salve! Ia loc, Lache! Ia loc, Mache! Nu-i loc, Pache! Cum nu-i Mache? Ia vezi, Sache! Facem, Pache! Nu stăm, Lache! Mersi, Tache! Te rog, Lache! Ci stai, Mache! Târziu, Lache! Ce târziu? Nu face pentru ca să ne aștepte. Stai un moment! Ești teribil, monșer! Uite, vezi? Ăsta e cusurul tău. Întrerupi. Ei, ia că nu mai întrerup. Spune, ascult. Când am zis că ești deștept, întâi a zâmbit așa... Adică prost ești mie. Și vorba zice, o fi deștept, nu zic, dar e cam zevzec. Zevzec? Zevzec. Ei, după ce mă judecă dumneavoastră pe mine că sunt zevzec? După multe care spunea el... Cam ce? Că ți-ai neglijat totdeauna slujba. Nu e adevărat. Că era să te dea afară până acum de vreo trei ori. Minte! Joci cărți și râd toți de tine, că bei... Ce beau? Două, trei pahare de bere pe zi. Că te-ai însurat fără zestre? Treaba mea! Ce măgar! Mă rog, ție, cine e măgarul ăsta? Aș vrea să-l știu. Ți-am zis de la început că nu ți-l spui. De ce să nu mi-l spui dacă zici că mi-ești amic sincer? Ca să mă pui de față? N-am poftă. De onoarea mea că nu! Îți jur pe cea mai scump că nici n-am să-i pomenesc vreodată. Vreau să-l știu numai ca să mă feresc de el și să-l disprețuiesc. Nu se poate, Mache. Donoarea mea. Mă rog, ție, spune-mi-l. Uite, vezi, ăsta e cusurul tău. Ești indiscret. Constat cu regret. Pentru prima oară în viața mea, constat că legea noastră penală prezintă o lacună. Când vine, mă înțelegi, un caz ca acesta, care va să zică... Țal! Plătim, Lache. Ci stai, monșer, mă plictisești. E târziu, Lache, șapte trecute. Nu e nici șapte și jumătate. Era vorba la șapte. Las că știu ce-ți pasă. Da, monșer, dar nu-l face pentru ca să lăsăm să aștepte damele. La așteaptă, lasă, n-ai nicio grijă, știu eu. Care va să zică? Lache. Ești teribil, monșer, când îți abate ție ceva, ești teribil, parol. Nu face Lache pentru ca damele... Lasă-mă, domnule, să termin și mergem. Ești teribil, parol. Mai întâi bea-ți berea. Bea-ți berea, că se răcește. Nu, nu mai are spumă și mie îmi place cu spumă. Nu mai beau, s-o fi și trezit. Aș! Amicul de mine? A zis mai multe, dar în sfârșit, ce-ți pasă? Ei, nu-mi pasă nimic. Sunt curios să văd până unde merge mișelia omului. Nu, nu. Nu-ți mai spui că te supă. Pe onoarea mea nu mă supă. Te suferi. Că ăsta trebuie să mărturisești și tu, e cusurul tău. Te supe. Zicea de nevastă, dacă... De nevastă mea? Că ce? Că... În fine, prostii, ce să-ți mai spui? Da. Dar i-am tăiat nasul. Nu-ți permit, zic, să te atingi, mă înțelegi, de onoarea femeii amicului meu. Cum? De onoarea nevestii mele? E prea tânără și frumușică pentru tine. Cum? Că te-a luat numai fiindcă era săracă. Da. Da ce?
că la teatru mereu, zic, are loje gratis. Da, zice el, chiria bicicletei la șosea de două ori pe zi, dimineața și seara, tot gratis, zic eu. Da, vara la Sinaia, tot gratis, zice el. De unde atâta lux? Mare canalie. Trebuie să mi-l spui. Nu spun. Ascultă-mă, Lachie, să știi că mă supăr serios. Trebuie numai decât să-mi spui. Dacă nu vreau. Trebuie să vrei, auzi? Fiindcă îți trag palme, mă înțelegi? E, uite, vezi? Ăsta e cusurul tău. Ești violent. Bună seara. Bună seara, Tachi. Bună seara. Băiete, se căturăiește, amice Lache. Mă faci să-mi pierzi noaptea. Să te aștept aseară ca un caragius la berărie la Cosman. Nu era vorba să vii? Mă rog ție, scuză-mă, eram zdrobit de oboseală, nu mai puteam. Am stat acasă aseară să mă odihnesc și eu o noapte ca oameni. M-am culcat de la 8. Ce vorbești? Te-ai culcat de la 8 aseară? De la 8. Și dumneata ne-ai așteptat la Cosman? Toată noaptea. Care va să zic că n-ai fost azi noapte la berărie la Cosman? Așadar, n-avei cum să vorbești de mine acolo, cum pretinzi. A? Acum știu cine e amicul pe care nu vroiei să mi-l spui. Poftim! Uite, vezi? Asta e cusurul lui. E violent. Violent și n-are manieră. Ești teribil, Mache, parol! Ne așteaptă doamnele Lache. Mi-am făcut de rușine. Să vezi ce supărare o să fie. Ia, lasă-mă, mon cher. Dumneata nu vezi ce absurdită susțin dumnealor? Cum, care va zică dumneata să intri în casă la mine cu pumnalul, cu conspirații, cu comploturi și o să stau cu mâinile șolduri, în loc să te iau de urecă pe un măgar și să spun destul? Până aici, nu-ți permit mai multe în țara mea. Eu nu. Eu să vin pentru ca să zic bravo. Bine faci. Să mai poftești și altă dată. Să mă ierți, asta să le spui dumnealor la alții. Eu să-mi dai voie pentru ca să zic că legea noastră penală prezintă o lacună. Bine, Lache, lasă. Ești teribil, mon cher. Bine, bine, hai la bierze. Ce să zic, tot ca la noi la filial. Dar nici la restaurantul Gării nu era. Ei, nu tot trecem pe acolo să mâncăm ceva? Până la plecarea trenului ai timp să mai... Da, să facă bine să nu mai bea. Auzi? Auzi, mi-s o scumpă, dar pot eu să-l contrazic pe șeful? Și unde mai pui că o să dorm în tren, tus? Dorm și fără bere, lasă. Vă deranjezi? Nu vă spărați, domnule șef, trenul numărul 14 pleacă la 8:30 din București, nu este așa? Da, așa știu și eu. Mulțumesc. Da. Plec cu el. Ar trebui să vă grăbiți. Am timp, un ceas și mai bine. Poate după al dumii tale. Aoleu, atunci al meu a rămas în urmă. Am o treabă urgentă. Băiete! Poate-l prind. Vă-l fac? Scuzați! Grijar! Sărut mâna. Vă rog să ne scuzați de întârziere, domnișoare avocate. Am avut de terminat niște comploturi cu pumnalul. Cu asta, cu... Niște lucruri la birou, conspirații, etc. Ești teribil, Lache, cu astea tale, parol. Mai să faceți? Am și întârziat. Îl cunoaștem noi pe domnul Diaconescu. Când a venit dumnealui vreodată la timp? Sărut mâna.
Madame Diaconescu. Oh, cât atenție, domnule Preotescu! Vai, ce buchete frumoase! Mai nimica toată, domnișoară Papugati. Sunteți dumneavoastră o prea amabilă persoană. Grăbește-te, Cecilio, și pune-le în apă, că ne așezăm la masă. Poftim, domnule Preotescu. Gata! O damă singură și fumează, atât mai bine. Bubico, ce-s mumos, mamă? Și n-aș aprinde și eu una, încă nu mi-e somn. Am uitat să-mi iau chibrituri. S-o rog pe mamița lui Bubic. Vă rog, dacă-mi permiteți să... Bubico, ce-s frumos, mamițico! Arhingherii, Bubico. Mulțumesc! Stai, mumos, Bubico! Frumos că ți-l aveți, dar rău! Așa, nu e rău, până se învață cu omul. Dar nu știți ce cu minte, și deștept este, și fidel.
E bine, e ca un om, frate. Doar că nu vorbește. Unde-i Bubico? Nu e Bubico. Să-i dea mama băiețelului Zăhărel? Ține iubește pe mamița, m? Bubicu, Bubicu. Madame, țineți-o să nu se dea la mine. Eu sunt nevricoș și nu știu ce aș fi în stare de frică. Vai de mine, cum crezi dumneata? Noi suntem băieți cu minți și bine crescuți. Noi nu suntem moșiși ca Bismarck, nu. Hai. Bismarck, al ofițerului Papadopoli. Cui place Zăhărelul? Să-i dea mamicica băiețelului Zăhărel? Mamicica lăptic băiatului. Madame, ce-i cu Bismarck? Cine e? Un dulău de curte al ofițerului Papadopolini. Era să mi-l omoare pe Bubico. Papadopolina are o cățelușe. Zambilic. Foarte frumșică. Și-a de alături de mine. Suntem prieteni. Și dumnealui? Curte teribilă. Craiul de... Mizerabila de servitoare, o dobitoare. I-am spus când l-a dus dimineața afară. Că nu știi ce curat e. Zic, bagă de seamă să nu scape, să se ducă iar la Papadopolina, că-l rupe Bismarck. Bismarck. Dulăul ofițerului care șade cu chirie la ea. Eu nu știu ce făceam prin casă când auz afară chelălăituri și țipete. Strig, Bubico, unde-i băiatul? Alerg! Mi-l aduce dobitoaca pe brațe. Abia-l scoseseră ea și Papadopolina și soldatul ofițerului din gura dulăului. Ce să vezi? Tăvălit, leșinat și moale ca o cârmă. Zic, vai de mine! Moare! Moare băiatul! Ce-am pățit? Numai eu știu. Două săptămâni am zăcut. Am adus și doctor. Ah, dar în sfârșit, slavă Domnului, a scăpat. Mai merge la Zambilica băiatul? Să te mănânce Bismarck. Craiule! Coană, eu sunt nevricos să nu se dea la mine că... Nu, frate, vrea să se-mi prietenească. Așa e el. Simte cine-l iubește sau nu-l iubește? Simte cine-l iubește sau nu-l iubește? Serios, madame? Credeți că vrea să ne împrietenim? Firește, nu trage el la fitecine. Bravo, ia să-i dăm noi lui Bubico un bonbon. Bubico, Bubico, am luat să duc niște bomboane copilului unui prieten din provincie. Coță, coță! Vezi că v-ați împrietenit? Ia-l în brațe! Hai! Ia-l în brațe! Să-l
bună. Vezi? Vezi că vrea să-l iei în brațe? Vrea? Numai să nu... Nu, să n-ai frică. Hai, hai tu. Hai tu, hai tu. Așa? Așa, așa, dar numai să nu mâri că-l scap. Aș, nu vezi și prietenosie? Ce mamă, iubesc pe Domnul, da? Da, ce să zic, ce mumos? De ce nu-l iei în brațe? Ia-l în brațe pe Fumico. Băiatul vrea în brațe la Domnul. Bubico este copilul lui Garson și al Gigichi, care era soră cu Zambilica a Papadopolini. Ceea ce care va să zică însemnează că Zambilica este mătușa lui Bubico, după mamă. Mătușa lui Bubico? Zambilica. După mamă? Așa! Ai trădat-o care va să zică pe mamițica, Craiule! Mătușa Potare. Cine l-a supărat pe Bubico? Unde ești tu, Bismarck? Floro, vezi de Gheorghe să mai lase cai la pas. Bine, Conu. Mamița, că-ți dau bombonelul. Că îi place bombonelul. Așa? Nu mai vrem zahărel de la mamița. Doamne, rău faceți că-l țineți așa aproape pe Bubico și acoperit așa în căldură, poate să turbeze. Să turbeze? Sigur, și așa aici, e prea cald. Să deschid geamul. Bine faci, să mai iasă fumul de țigară. La fereastră. Eu fi cald, cum zisești, să se mai răcorească. Să nu se sperie, madame, și să se ia de mine, că eu sunt nefricos. Aș, și-s mult la Domnul, mamițo. Acum v-ați împrietenit? Vezi să nu-l scapi. Să-l omori, să-l
Francisco, ți-am preparat o surpriză. Am studiat o bucată nouă la pian, sublimă. Domnișoară Papugadi. Ce nu face sorumea când e vorba de dumneata? Domnișoară. Ți-a plăcut absurditățile dumnealor? Auzi, dumneata. Iar, monșer, ești teribil parol. Pe onoarea mea, eu nu înțeleg când vezi că și popoarele cele mai civilizate. Lasă-mă, domnule, mă plictisești. Când îți abate ție ceva, ești teribil, monșer, parol. Și ce bucată, domnișoară Papugadi? Sublimă. Stella confidente. Ah, Stella confidente. Este absurd, mon cher, mă înțelegi? Eu să intru în casa dumitale cu toporul și dumneata? În loc să te iau de urechi ca un măgar și să zic destul! O să cântați, sper, domnișoară Pagovav. Ești teribil, mon cher, parol. Firește cum să cânte. Merci. Lacuna asta trebuie, mon cher. Lasă, Lache, să ascultăm. Lache. Ești teribil, mon cher. Parol. Ce ghinion! Dar cum am putut să uit, frate? E, uite, ai uitat. Acum nu o să te omori. Ce vrei, du-te acolo, aleargă dincolo. În două zile unde să te oprești mai întâi, nu? Da, așa este. Ce mă fac? Lasă, nu-i nicio nenorocire, mi-ți-o dragă. Uite de hatărul tău, peste vreo 4-5 zile mă sui în tren și viu la București. E gratis, ce mare lucru. Șeful, mă voiești. Băi, eu aș zice să rămâi acolo la București. Ce să mai faci încă o dată atâta drum? Te duci mâine să aranjezi și seara la tren. Chiar așa, bună socoteală. Te mai și plimbi, că tot ziceai, nu știu ce să vezi. Aloane! Poftim. Acum plecăm. Adică plecați. Eu vă zic noapte bună. Noapte bună. Și călătorie plăcută de fapt. Eh, vă zici cum se împăcă lucrurile? Mă lași să plec singură. Cum singură, mițule? Te las cu șeful. Domn șef? Pa. Singură nu te-aș lăsa eu, că sunt măgari care n-au maneră. Să te duci direct la hotel, auzi? Direct? Frate, o fi târziu, că pe-al meu l-am dat să-l dreagă. 12:30. Umblă regulat? De, ca la gară. Acum sunt pe la... cât ai zis că e? 12:30. Aproape de Ghergat. Au plecat recol de 11:48. 163. Exact. Dar de unde știi? Stai! Plec și eu. Plec la hotel. Vă sui birjă și direct la hotel. Acasă, e târziu. Dumneata, stai acolo? Te mai duc și eu o bucată de drum. Salutare, Neică! Salutare! Îmi dați băie? Nu vă deranjez, care vă zică. Vorbeați ceva secret? Hai. Cât e să fie, frate, că pe-al meu l-am dat să-l dreagă? 1:10. Mița acu trebuie să fie în gară la Titu. Au lăsat-o să plece cu șeful. Cu șeful? Bine, frate, eu lui Beaulivii care vă zică, dă-mă albă. În gară la Titu. Pardon. Cum o vezi?
cunoști? Eu nu. Tu nu-l cunoști? Nici eu. Nu-l cunoașteți? Nu. Nu-l cunosc? Nu. E cam făcut? Ce cam? E bine de tot. Tulburel. Tulburel. Pare om cum se cade. Da, e curățel. Ce-o fi? Vreun copist. Așa. E mai ceva? Tilangiu. Noi că dacă vă cunoașteți. A venit direct la masa dumneavoastră. Ne întrebam și noi cine o fi. De, se mai întâmplă și de-astea. Spunea de una Mița. Da, că ar fi plecat cu șeful. O fi ceva de haz. La Titu mănâncă gogoș la Madame Marie, care v-a zică. Cine, nene? Mița, eu ți-am spus. Două mitri. Frate, cine e Mița asta? Fă-ne să înțelegem. Cum, nu știți? Nu. Nevastă mea, frate. Nevastă. Bine, nene, nu ți-e frică să o las singură noaptea pe drum? Păi nu ți-am spus că nu e singură? E cu șeful. Bine, bine, înțelegem noi. E cu șeful. Dar în sfârșit tocmai de-aia. Parcă... Parcă ce? E? O femeie singură... N-ai grijă. N-ai grijă. Cupeu separat. Intri, închizi lubina, tragi perdeluțele și te cui pe dinăuntru. Cupeu de servici, care vă zică, separat. Poți să dormi până dincolo, filiaș. 363. Aia mai bun pentru noi, ăsta e. 363. Singură nașă sau eu? Știi, femeie tânără nu face să umble singură. Sunt măgari care n-au maneră și... Dacă o fi curățică... Curățică? Mița curățică? Ce vorbești, domnule? Îmi pare rău. Frumoasă, domnule! Stai să vezi. Și poza e boft. Să o vezi de natură. Oh. Așa e? Strașnică, domnule! Frumoasă! Curat! Oache și... Minune, domnule! E ceva care vă zică. Bravo, nene! E lucru mare, domnule! Fie, nene, să vă trăiască! De câți ani e? N-am plinit nici 21. Ați știut ce ați ales? Să o vezi la tură? Mă rog, mă rog. Acum destul. Și-o iubești? E, bravo. Cum să nu iubești, domnule? Lucru mare. Apoi la noi gara e comedie. Toți pasagerii când trece trenul ziua, toată lumea uite așa, întoarce capul și se uită la ea la fereastră. Că stăm sus în gară. Dar șeful, unde șade? Tot sus. Aha. Și ce fel de om? Șeful? Foarte bun băiat. Nu adică de bun, dar ce fel de om e în vârstă? E, aș... Deci de 30 de ani. Teribil, domnule, bustățile ale lui negre ca abalosul și nici despre cele. Să vedeți dumneavoastră frumusețe de băiat. E. Stați că am uitat să vi-l arăt. Să-l vedeți cu chipiul roșu, așa, ca la o parte. Uite-l. Să-l vezi în natură. Și că poză nu iese, e fiul roșu. Așa? Mai e alt carul de asta. Să vezi cu coale la trenul, toate cu ochii pe el. Să-l soarbă și mai mult de nu. Voinic. Da. Un bărbat bine. Nu zic. Da. E bine. Gare cu lipici. Așa e. Șeful, nevasta dumitale care v-a zic că... Ce-or fi făcând de acum? Dorm, cupeu separat. Intri, stingi lumina. Tragi perdeluțele, te cui pe înăutru și dorm. Tun! Pardon, un moment. Trenul 163. Îl mai bun. Trage perdeluțele. Cupeu separat. Care vă zică? De serviciu. Bărbat de zahăr. E dulce.
Dar ce-i, frate, toropeala asta? Azi că am eu o idee, zâneva evioră. Să bem un rând pentru nevastă mea și șeful. Foarte bine! Ați văzut? Băiete, trei bani! Dar șeful e familist? Ai... Băiete! Șeful, zic, e familist? Ai și nu vrea. Ce-i trebuie? Mă rog! Și scuză-mă că te întreb, copii aveți? Ce vorbește? Sunt însurat numai de 5 luni. Așa? Atunci nu e vremea pierdută. O să aveți. Așa, de dăjduim și noi. Mă rog, da, dumneata, ce ești acolo la gară? Eu, bagazioner. Aha. Și acum ești în concert? Ce concert? Ce să mai cer concert? Mă voiește, șeful, când vreau să plec. Pot să lipsesc și câte 3 zile. Mai ales acum cu criza asta, nu prea e atâta treabă. Apoi, sigur, ce să mai încuși lucrurile pe acolo? Nene, dă-mi voie să închin în sănătatea soției dumitale. Să vă trăiască. Mersi. Și eu închin în sănătatea șefului dumitale. Să vă trăiască. Mersi. Să vă trăiască. Mersi. Să vă trăiască. Să vă trăiască. Mulți să-mi trăiască. La mulți ani. Nene. Nene. Lasă-mă să te... Ești mai dulce ca mie. Mult aș vrea să cunosc și eu pe șeful și pe soția dumitare. Și noi! Și noi! Nene, ești un om fericit! Să trăiești! Mulți ani trăiască! Trăiască! Asta ce-i drept, așa e. Sunt fericit! Slavă Domnului! Slujbușoară, bunicică am! Nevastă frumoasă am, să trăiască! De șef, ce să mai zicem? Păi e cald! Nu e el cu toată lumea așa. Înțelegem noi. Cu mine e altceva. Mie mi-e cumnat. Cum cumnat? Cumnat! Fratele Miții, adică... Șeful fratele Miții? Da, frate, dar ce credeai? Atunci n-am făcut nimic. Cum adică? Noi gândeam... Cum, nene? Apoi dacă noi eram frate cu Mița, șeful, se putea să... Știți că îmi placeți? Era să las eu, mândrețe de femeie, noaptea, cu așa frumusețe de bărbat, în cupeul de servici, separat, care va zică? Aia la o simigerie trebuie să scoată covriș calz. E târziu în aia. Eu nu mă duc de acolo acasă. Mai umblu prin oraș până o face. Cine să facă? Nevastă-mea. Ce? A apucat-o aseară durerile. De-aia umbli. Nu pot mă înșer pentru ca să stau când faci. Mă plimb așa de colo până acolo. Mai beau o bere, un mahmahon, un șvarț. Mai vorbesc cu un prieten. Trece vreme. Când vin acasă, gata. Face greu? Știi? Nici prea, nici foarte. Îl din urmă, Costica a fost mai greu. I-l-a scos cu fiarele.
Acum a venit doctorul, dar a zis că poate pentru ca să n-aibă trebuință de clește. Madame Ionescu, oană moșu! Madame Ionescu! Ce este, domnule Nae? Ce strige așa? A făcut coană moș. A făcut, domnule Nae. Ușor, madame Ionescu? Foarte ușor. Uf. Ce? Băiat, mâna birjan. Mulțumesc, coană moș. Și să mai poftiți! Bravo, Nae, să-ți trăiască. Mersi asemenea. Eh, hai la simigerii. Acum nu mai am grijă. Nici eu. La simigerii. Ei, ți-am spus eu că are diplomația ei. Ai văzut cum te-a tradus? La ieșire, damele din comitetul SPMDR îmi mulțumesc călduros dându-mi flori și care mai de care, bravo, nene Iancule, bravo, nene Iancule. Iar vicepreședinta, amica mea, madame Parigori din șoptește. Fie că frumos ne încălțași, nene Iancule.